În perioada 21-22 iunie, în Parcul Central din Dorohoi, a avut loc cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Populară, Mugurelul. Manifestarea a debutat cu un recital al ansamblului cu același nume din localitate. La ediția din acest an au participat copiii din Slovenia, Slovacia, Ucraina, Republica Moldova și România. În acest sfârșit de săptămână la Dorohoi se desfășoară cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Populară Mugurelul Dorohoi. Avem peste 600 de participanți din 16 județe ale României și 4 țări participante, respectiv Slovacia, Slovenia, Ucraina și Republica Moldova. Avem un juriu de calitate format din personalități ale culturii tradiționale și ale culturii muzicale din România. Astăzi s-a desfășurat secțiunea concursul soliștilor individuali acompaniați de Orchestra Mugurelul. Acest lucru este inedit la acest festival, faptul că o orchestră de copii și tineri acompaniază concurenții individuali din toate zonele folclorice ale României. În cea de-a doua zi a manifestării a avut loc o paradă impresionantă a portului popular, apoi gala laureaților. Ambele zile ale manifestării, participanții au fost acompaniați de către orchestra ansamblului Mugurelul din Dorohoi, care a fost și organizatorul evenimentului în parteneriat cu Primăria Dorohoi.